pagini colorate și scrie în ea de toate și cu cât o îngrijești, tot mai mult o folosești. Ați ghicit, este vorba despre carte și nu orice carte, ci una scrisă de o fetiță de 6 ani. În carte sunt aventurile mele frumoase și gândurile mele amuzante. Pe coperta acolo este Leila. Tu ești acolo? Ia să văd. Eu sunt o prințesă care colorează un curcubeu pe un dita mai unicorn. Leila este un copil vesel, mereu pus pe șotii, pasionat de lectură și de cunoaștere în general. Tati, hai să ne jucăm. Ok, hai. Eu sunt tati și tu ești Leila. Și ce trebuie să fac? Să papi tot, să fii cu minte și să vorbești mai încet. Și tu ce faci? Eu o să merg la serviciu. Ai o surioară mai mică? Da, am o surioară mai mică. Îi citești și ei povești? Nu prea. Dar citesc uneori. Citesc că vreau și o să o ajut la citire, că ea nu știe să citească încă, pentru că are doar 2 ani. Ideea cărții a pornit de la remarcile amuzante ale Leilei, publicate de tatăl ei pe pagina de Facebook. Au fost zeci de replici de-a lungul anilor și am cuprins undeva la 32-34 de replici pe care apoi un ilustrator le-a desenat, le-a surprins, le-a transformat pur și simplu în imaginile haioase pe care le avem în carte. Cărticica asta se numește Prințesa care colorează gânduri, de Leila Momoc, și se numește așa pentru că de fapt asta a fost sugestia ei. Pentru că era și la vârsta atunci când am început, când mai degrabă colora decât scria. Plină de dialoguri amuzante și de activități distractive, cartea le stimulează creativitatea copiilor. Leila are și un mesaj pentru micuții cititori. Să învețe să citească și să fie inteligenți de la activitățile acestea. Iar părinții au ocazia să vadă lumea prin ochii sinceri ai copiilor. Cred că e nevoie de mai multă creativitate, nevoie de mai multă spontaneitate. Trebuie să-i lăsăm pe copii să vină cu mult mai mult ceea ce au ei în mintea și în sufletul lor și cred că în felul ăsta cu toții avem mult mai mult de câștigat. Și ceea ce transmite de fapt această carte este că ar trebui să fim mult mai atenți la ceea ce spun copiii noștri.